Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, afirmă că în adunarea generală a acționarilor de la Clubul Pandurii nu s-a discutat despre revenirea lui Marin Condescu în fruntea echipei. Edilul spune că cei de la USMO nu au fost reprezentați de nimeni la această ședință, la care a participat și managerul interimar al Complexului Energetic Oltenia, Laurențiu Ciobotărică. De altfel, Condescu a spus săptămâna trecută că nu este interesat să revină la Pandurii. Florin Cârciumaru a participat la ședința AGA a Clubului Pandurii și afirmă că nu s-au purtat discuții despre revenirea lui Marin Condescu. Nu am discutat acest subiect pentru că nu a fost pe ordinea de zi și USMO nici măcar nu a fost prezent ca organizație prin vreun reprezentant. Marin Condescu a declarat la sfârșitul săptămânii trecute în presa locală că personal nu este interesat să revină în executivul clubului. Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia este acționar și are de drept un reprezentant în AGA și în Consiliul de Administrație. Eu personal nu sunt interesat să revin în executivul clubului, așa cum am văzut că se speculează în presă. Suntem în continuare alături de echipă, vom încerca să ajutăm pe cât posibil ca Pandurii să-și atingă obiectivul de a juca din nou într-o competiție europeană și dorim să ajutăm actuala conducere pentru a realiza acest obiectiv extrem de important și dorit de toți suporterii, a spus Condescu. Cârciumaru a mai precizat că nu știe dacă Marin Condescu mai are de recuperat bani de la Pandurii.